Iată că din perspectivă economică nu înțelegem foarte bine că avem un fel de mesaj ipocrit sau cel puțin nu economic. Simt tot mai mult, haideți să dau un exemplu, băncile astăzi se simt ca un fel de echipă de handbal cu rezultate foarte bune și România are rezultate foarte bune la handbal, poate chiar de nivel mondial, dar sunt arbitrate de arbitrii de fotbal. Și iată că la fiecare pasă pe care dă un handbalist bun în această echipă a băncilor, este considerată hand. Pentru că arbitrii sunt niște arbitrii de fotbal. Și nu mai știm să jucăm jocul ăsta. Devine foarte complicat. Probabil că ar fi fost dificil și invers, să ai arbitrii de handbal într-o echipă de fotbal. Și acum ies din exemplul meu, iertați-mă că probabil că am început surprinzător pentru dumneavoastră. La fel și exemplu dat cu cardurile. Nu știu care este hands-ul. Retragerea de număr ar prin lege crescută în volum sau reducerea tranzacțiilor cu număr ar. Trebuie să stabilim foarte bine care sunt principiile și ceea ce ne dorim.